În funcții importante. Și pentru că am rămas datori cu oamenii domnului Voiculescu, o să rog degea să pună și cartoanele cu oamenii domnului Voiculescu. Domnul deci Relege. Subiectul emisiunii noastre este generos, domnul Tatălui. Și mai aveți perfectă dreptate, din ce am vorbit în seara asta, este absolut incomplet abordat. Este clar că este una din problemele serioase ale României și ale democrației din România. Maniera în care trusturile de presă, conduse de oameni de afaceri și impun interesele. Trebuie să ne înțelegem foarte clar. Un om de afaceri are interese extrem de clare și de bine focusate. Un partid are interese de cu totul altă natură. Între cele două chestiuni este clar că tot timpul omul de afaceri va fi cel care va câștiga. Pentru că dacă într-un partid interesele sunt de ordin general, nu sunt interese private ale lui X sau lui Y, omul de afaceri știe una și bună. Vrea să obțină un contract, vrea să... legal poate să o facă prin entități de lobby care acționează exact la comisiile din fericire. Din entități de lobby pe ce lege? Domnul Tatălui.